luat fata în brațe, o pupa, mi-a spus că seamănă foarte mult cu el, mi-a arătat o poză cu el când eram mic. Fiica ei seamănă cu Biju, dar manelistul refuză să o ajute. Îi trebuie foarte multe la un copil și pe el nu-l interesează. Situație dramatică pentru tânăra care susține că i-a dăruit un copil manelistului însurat Costel Biju. Te ajută financiar? Nu. Am nevoie de ajutor să mă ajute cu fata. Trebuie tot timpul pampers și... Florentina e disperată. Ajung până în pânzele albe pentru copilul meu. Să-și recunoască și să-și ajute copilul. Ultima întâlnire cu manelistul Biju i-a pus inima pe foc. Am fost cu el. Am făcut testul. Însă ce s-a întâmplat după ce au făcut testul de paternitate? Soția lui mi-a spus că... Florentina face acuzații cutremurătoare. Tânăra care susține că a născut-o pe fica manelistului însurat Costel Biju a ajuns la disperare. Fata trăiește cu grija zilei de mâine de când a adus pe lume copilul și ar fi zile când nu ar avea nici măcar pe ce să încălzească apa ca să prepare laptele micuței, căci nu are niciun venit, nu are niciun ban, în timp ce tatăl, care ar fi Biju, după cum susține ea, are mai tot ce poftește. Ei bine, cei doi au mers împreună să facă testul de paternitate, însă Flori simte că e mințită. Din ce motiv? Asta o să ne explice chiar ea. Însă, înainte de toate, vreau să le salut și pe invitatele mele de astăzi, Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu. Bună seara! Bună seara! Acum haideți să intre Florentina Ioniță, tânăra care susține că i-a dăruit un copil manelistului Biju. Tu inima nebună, de ce te miști de o săptămână? Bună! Ai venit cu asta mică! Ce drăguță e! A crescut, da, zic și colegele mele că a crescut, se vede că a crescut. Ia uite ce zâmbet are! Ce faci și mai? E foarte drăguță! Ce faci? Cum ești? Sunt bine. Nu prea pari. E supărată. Puțin. Ce s-a întâmplat? Păi da, pentru că mă simt trădată, adică simt că mă minte foarte mult și... Aici Biju ne-a promis că va merge să facă acest test ADN. Da, am mers, am făcut testul. Și ați mers împreună. Da. Și o săptămână a spus că pe 5 se va da testul. Rezultatul. Răspunsul, rezultatul. Da. Și... Pe 5 iunie. Da. Și după o săptămână mi-a spus că pe 7. Cine ți-a spus? El. El. Da. Din câte știm noi, durata, rezultatul se dă cam la 30 de zile după ce se face acest test. Dar eu altceva vreau să te întreb, cine l-a plătit? Păi când am ieșit din... El a uitat să plătească. Aici cu a uitat să plătească. Da. Deci, doamnelor, e posibil așa ceva? Nu există asta și vreau să spun că eu am vorbit astăzi cu Costel Biju. Mi-a spus că are chitanța de la test. Stai așa că n-a zis... Uitați, doamna Adriana, ascultați să zic și deci, eu și pe vorbiți ați făcut mai întâi testul, v-a luat sânge. Ce v-a luat? El a uitat saliva. Să plătească când am intrat. A vrut să iasă să plătească. I-a spus, doamna doctoră, să nu iasă afară pentru că sunt camere. Și când am ieșit, s-a dus șoferul lui și a plătit. Aha. Deci, a plătit. A plătit, eu știu, dacă a plătit. Și atunci de ce zici că a mințit? Că nu înțeleg. Nu zic, zic că nu spune pe ce dată vine rezultatul. Rezultatul vine la 30 de zile. Este Institutul de Medicină Legală. Păi da, și da, de ce mama mai a spus că vine pe 4? Mie pe 5, după aceea pe 7. Poate se întâmplă să fie zile este în acea perioadă că mi-amintesc, între Paște, 1 mai, au fost zilele acelea libere. Voi ați făcut testul ăsta nu la o instituție privată, la o instituție de stat, ceea ce e mai bine, ești mai sigur. Poate fi probă în instanță. Da, faptul. Păi da, soția lui, hai să vă spun ce mi-a spus soția lui, că am vorbit cu el la telefon și mi-a spus că rezultatul a venit și că l-a trimis la judecată. Nu există așa ceva. Așa mi-a spus. Voi ați făcut testul pe 7 mai, adevărat? Da. De ziua mea de naștere. Da, rezultatul testului vine la 30 de zile pentru că acest test poate fi folosit ca probă în instanță. E adevărat, există și alte teste pe la alte instituții private, dar nu sunt luate în considerare vreau să știu de instanța de judecată. Unde vine acest test? Depinde cine l-a cerut.
Deci dacă, vine la cel care l-a solicitat? Dacă există un proces pe rol și este solicitat de instanță, instanța îl trimite pe individ acolo să facă testul. Iar, vreau să explic pentru telespectatori. Iar rezultatul e trimis la instanță. În acest caz, când voluntar se face acest test pentru stabilirea paternității, fără a fi un proces pe rol, pentru că omul vrea sau nu vrea să... Da. Fie sigur de o treabă, sigur că îl primește cel care l-a plătit și pe numele căruia este chitanța. Altceva acum, vreau dacă o fi venit testul și soția nu vrea să-ți spună sau te bagiocorește un pic, dar așa nu că, cred că a venit, facem, că nu că facem, că 30 de zile și nu cred că nu, dar puteți să gândim așa, dacă testul a venit, dacă nu sunt chiar 30 de zile și poate a venit mai repede, că nu e bătut în cuie, eu știu că între 3 săptămâni și o lună. Uh-huh. Și atunci soția, știind că rezultatul testului nu e în favoarea soțului ei, te bagiocorește un pic. Vreau să te întreb, Flori, cum a fost când ați fost să faceți testul? Ai fost cu copilul. Da. Și atunci a luat în brațe și a spus că seamănă foarte mult cu el. Serios? Când era micuț? Așa era și el? Are poze, să vă arate. Dar cum a reacționat? A luat fetița în brațe? A pupat-o, A pupat-o. Mi-a spus că toată lumea îi spune că seamănă cu el. Așa? E foarte cumințică fetița voastră. I-ai pus un nume până la urmă? Da. Cum o cheamă? Raisa Maria. Raisa Maria, da. Ai botezat-o? Nu încă. Nu încă. Ai de gând să o botezi? Normal. Faci botez? Când? Te-ai gândit? Păi... După ce la 3 luni. Pe la 3 luni, după ce vine testul, exact, să vedem cine-i face botezul. E foarte frumos și că nici nu pot să-mi ochii de la ea. Da, e un copil nevinovat. Absolut, absolut. Tu ne-ai zis că nu ai nici măcar la ce să-ți încălzești apa pentru a-i face lapte. Nu, Nu ai scutece. Doamna, eu aici am venit. Eu mai mult aici am venit ca să iasă adevărul la iveală, să nu mai spună că nu e fisa și toate astea lante și să-și ajute copilul. Păi, în mod sigur, după ce vine rezultatul testului, dacă se va dovedi că Biju este tatăl fetiței tale... dacă eu sunt sigură că e copilul lui el va ajuta Adriana, copilul. Dar stai puțin. Acum, fiind în discuțiile astea... N-are cum să nu iasă că nu e copilul lui, dacă eu știu că e copilul lui. O vezi pe ea că n-are cu ce se descurce, n-are niciun ban, n-are niciun venit, n-are nici măcar ajutorul ăsta. Ai reușit cu ajutorul, ai făcut ceva? Cu ajutorul, cu alocația. Nu i-am, că trebuie să-i ajungă certificatul în 90 de lei. Tu ai dreptul la 200 de lei, dacă nu s-o fi mărit, că habar n-am cum mai sunt legile, mi se pare că erau 200 de lei minim de la stat până face copilul 2 ani și alocația care acum e 1 milion și 150 de lei. Da, iertați-mă, nu poți să crești un copil din suma asta. Păi nu, dacă nu ai deloc, e mai rău. Momentul facerii unui copil e responsabil, indiferent că acel copil se naște într-o căsnicie, se naște în afara unei căsnicii, cumva trebuie să te asiguri că va crește, știi? Și că ai cu ce să-l crești, Acum, faptul fiind consumat, tu ce vârstă ai? 27. Știi care e faza? Că, ok... Te gândești, măi, o greșeală, te gândești. Un copil a rămas însărcinată. Un copil e o bucurie. Da, exact. A rămas însărcinată că n-a vrut să rămână însărcinată. A rămas însărcinată, nu a vrut să facă întrerupere de sarcină. Și mi se pare o chestie extraordinară, că a vrut să nască o fetiță. Uite ce fetiță frumoasă și ce cuminte. Uite cum zâmbește. Uitați-vă puțin la ea. Deci eu nu uite cum